Intitulată Natură și portrete, expoziția Alisiei Mocanu, elevă la școala gimnazială Mihai Eminescu din Alexandria, a obținut un succes răsunător, mai ales că tânăra artistă nu este la prima ei expunere. Câștigătoare a numeroase premii, unele internaționale, tânăra cochetează de la o vârstă fragedă cu lumea artelor, evoluând constant la capitolul dans, teatru, pictură și desen. Ce fel de copil este? Este un copil, în general, ascultător, chiar foarte ascultător, adică la cât era de micuță, zvăpăiată și așa, chiar mă gândeam să fie așa mai rebel, mai, dar nu. Este un copil ascultător, un copil muncitor, se vede ce a făcut aici, e o muncă destul de multă, titanică, zic eu, că, na, e un copil, a început de la de micuț să deseneze, cum a spus și domnul de desen. Mă simt puțin agitată. Îmi place să vorbesc deschis când nu e lumea pe care o știu, pentru că pot să le dau un exemplu sau să le dau un sfat. Îmi place să vorbesc și cu lumea pe care o știu, doar că e mai ciudat. Arta reprezintă sentimente și iubirea care dă naștere altor sentimente, pentru că dacă iubim, avem și celelalte sentimente. Alături de tânăra artistă s-au aflat prietenii și familia, oamenii dragi care au susținut-o în permanență. Nu au lipsit nici iubitorii de artă de toate vârstele și nici mentorul acesteia, profesorul Ioan Diacon. Alisia, pe Alisia o cunosc de, cred, aproximativ 8 ani. Nu puteam să anticipez că acel copil emotiv, introvertit și muncitor va reuși ca în decursul anilor să îndrăgească atât de mult arta și să dedice atât de mult timp, pentru că nu poți deschide o expoziție fără să muncești îndelung la aceasta. În lucrările Alisiei se poate vedea o combinare fericită între sensibilitate și forță expresivă. Sensibilitate în sensul alegerii valorilor tonale, a tonurilor de culoare, a nuanțelor, expresivitate prin contrastele puternice de culoare pe care le folosește pentru a ajunge uneori mai ușor la sufletul și inima privitorului. Expoziția Alisiei Mocanu poate fi admirată până la finalul lunii, mai exact până pe data de 29 martie, la Biblioteca Județeană Marin Preda din Alexandria.